Bună ziua! Da, ce facem? Suntem bine, un pic de emoții. Vă salut pe călduros și vă spun bine ați venit la Cărieț. Suntem bine. Avem o localitate foarte delicată, suntem bine. Bună ziua tuturor! Stimată doamnă președinte, stimați locuitori ai satului Cărieț, mă bucur că ne dăm astăzi într-un număr de cuturi cheie și am stat la ședința Casei de Cultură. Avem satul Sireț, cred că în domeniul istoric, președinte din exercițiu, primul din exercițiu în satul Sireț. Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că ați reușit să veniți de această pădură la această întâlnire. Proiect în programul național satului european. Știu că aceste proiecte sunt scurte, dar este totuși o funcție importantă care se vă permită să prelungiți cu reflectorul că ne-ați început deja și să puteți să aduceți servicii de canalizare la mai multe gospodării. Este, dacă vreți, un angajament pe care am început să-l realizăm, pentru că i-am spus în campanie că vom face tot posibilul ca să convin guvernul și ca să ajung la mobilizarea resurselor ca să putem să investim în localitățile noastre anual cel puțin 2 miliarde de lei și iată pentru următorul an, mai există pentru următorul un an și jumătate. Prin acest program, statul european, vor fi finanțate proiecte în aproape jumătate din localitățile Republicii Moldova și suma totală a investiției este de peste 2 miliarde de lei. Este o investiție mai mare de 4 ori decât anul trecut și ceilalți